Socialiștii susțin că prețul la motorină s-a dublat în ultima jumătate de an. Astfel, dacă în luna august-septembrie 2021 un litru de motorină putea fi procurat cu 10 lei și 15 bani, acum, la începutul lucrărilor de primăvară, acesta a ajuns să coste peste 25 de lei și este în continuă creștere. Potrivit autorilor inițiativei, consumul anual de motorină în sectorul agricol este de peste 150.000 de tone de motorină, fără a lua în calcul și suprafețele de vii și livezi. Astfel, doar pentru cultura plantelor, în anul curent se cheltuie peste 3 miliarde de lei. La moment, spun cei din PSRM, acciza pentru o tonă de motorină este de 2.980 de lei, ce ar însemna că doar prin plata accizei la motorină, agricultura varsă în buget peste 447 de milioane de lei. Potrivit deputaților, PSRM, scutirea producătorilor agricoli de plata accizelor pentru motorina utilizată în procesul de producție agricol este doar una din soluțiile propuse care ar permite salvarea sectorului agricol de colaps. Anterior, premierul Natalia Gavrilița a anunțat că executivul pregătește un pachet de programe pentru susținerea, în special, a agricultorilor și transportatorilor.